Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne astăzi, într-o zi de vineri, suntem aproape de weekend, suntem deja în mijlocul toamnei, aproape a început de ceva vreme să plouă în București, vremea s-a răcorit, așa că suntem bucuroși că și astăzi, în seara aceasta, putem sta față în față cu dumneavoastră cu o nouă temă, bineînțeles, și de asemenea cu un invitat drag nou și dumneavoastră, un prieten al emisiunii Realitatea la zi și de asemenea un foarte bun cunoscător și mai ales faimos ghid turistic, pastor din Israel, așa că știți despre cine este vorba, nu vă mai țin în tensiune și spun bun venit domnului Daniel Stanger, de acolo din Nazaret Ilie. Daniel, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc din nou pentru invitație și eu vă salut și mă bucur că sunt din nou cu dumneavoastră la o nouă emisiune și împreună cu ascultătorii pe care și cei care ne urmăresc emisiunea. Daniel, să știi că deja ești foarte cunoscut, noi primim multe mesaje, comentarii, oamenii ne mulțumesc pentru ceea ce facem împreună. Deja Israelul, deși oarecum la o distanță, să zic așa, de 2 ore și jumătate cu avionul, cu ajutorul tău este mult mai aproape de noi, de inima noastră, de ce înseamnă România, în sensul că împreună facem ceva care probabil nu s-a mai făcut în România până acum. Încercăm să explicăm și să spunem noi, obișnim pe oameni cu ceea ce se întâmplă acolo în Israel și eu îți mulțumesc în mod special pentru disponibilitatea ta și mai ales pentru bogăția de informații. Mai ales că este într-un format foarte simplu și foarte, să spunem, pe înțelesul tuturor. Informații, să spunem, despre realitatea care este acum în Israel și asta ne ajută foarte mult și apoi ne uităm în istorie, în Sfânta Scriptură, în mod special și încercăm să le corărăm pe cele trei. Deci șanse antistoricul, ceea ce se întâmplă și mai ales ceea ce spune Scriptura că se va întâmpla. Așa că îți mulțumesc pentru seria aceasta. Astăzi încheiem ceea ce noi am numit seria sărbătorilor de toamnă. Da? O serie foarte frumoasă, așa că pentru cei care n-ați avut șansa să le urmăriți, vă rog să urmăriți emisiunea din trecut. Așa că în seara aceasta, împreună cu tine, vom avea din nou harul de a discuta despre ceva foarte frumos și anume despre Tora. Sărbătoarea Torei, sărbătoarea bucuriei, mai e Tora valabilă. Practic vreau să discutăm puțin și să explicăm împreună ce este Tora, care e însemnătatea ei, ce legătură au creștinii cu Tora și tot așa. Dar înainte să intrăm în subiectul acesta, nu pot să mă abțin și să nu te întreb ce faci în primul rând, cum este acum în Israel, cum este în Nazaret, în Nazaret Ilit și cum vă mai descurcați cu pandemia, că la noi lucrurile se duc din rău în mai rău. Emisiunile pe care le-am făcut până acum și mie mi-au fost de mare folos pentru că de regulă eu le vorbesc turiștilor sau o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni comunității sau adunării din care fac parte, dar acum mă simt folositor pentru că am ocazia să vorbesc, turiști nu avem, așa că singurul lucru care mai îmi rămâne este să fiu invitat la emisiunile pe care domnul Cătălin le face și bineînțeles și la alte emisiuni la care particip. În Israel stăm puțin mai bine, să spunem așa, cu pandemia, având în vedere carantina care a fost impusă în urmă cu 3 săptămâni. Inițial, data de ieșire din carantină a fost 10 octombrie, adică mâine, după care s-a prelungit cu încă o zi, iar în urmă cu câteva zile aceasta s-a prelungit până data de 18 octombrie, adică cu încă o săptămână, iar săptămâna viitoare, probabil marți sau miercuri, cabinetul Corona, așa cum mi se spune, o să intre într-o ședință și o să discute cum se va ieși din această situație și care vor fi pașii. Probabil că vor fi pași mărunți, unul câte unul, dar deja de 3 săptămâni suntem acasă.
Nu putem să ieșim decât la un kilometru de casă sau la supermarket, farmacie. Acestea sunt singurele lucruri care ne sunt permise. Nu ne-am văzut copiii de 3 săptămâni de când noi suntem aici. Ei sunt la 30 de kilometri de noi, nu ne putem duce. Dar asta este situația în care suntem. Și datorită acestei carantine, se pare că numărul celor care sunt afectați de corona a scăzut. Dacă în urmă cu o săptămână vă spuneam că sunt 9.000 de cazuri pe zi, iată că astăzi la știrile de la ora 3 s-au anunțat că sunt numai 3.500 de cazuri astăzi, la vreo 48.000 de teste care s-au făcut. Undeva la 8% din numărul testelor sunt testați pozitiv, ceea ce e un lucru îmbucurător, să spunem așa, adică sperăm să ieșim din situația aceasta și acesta este și motivul pentru care s-a recurs la a doua carantină. Suntem singura țară din lume care a introdus această carantină pentru a doua oară și pentru o durată destul de lungă și se pare că vom ieși din criză, dacă se poate spune așa. Ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne scoată din această situație, Dumnezeu să aducă înapoi vremurile de har, de liniște, de înviorare și de sănătate peste noi ca și țară, cât și peste România, cât și peste toți oamenii de pretutindeni. Însă, în sărbătoarea aceasta, iată-ne astăzi, intrăm în o altă sărbătoare și până să vorbim despre sărbătoarea aceasta, în orașul nostru, pentru că tot ai întrebat, Cătălin, de Nazaretul de Sus, unde locuim, în jurul dimineții s-a iscat un incendiu care și la ora actuală este destul de puternic. Vântul e foarte puternic acum, cât și căldura. Sunt 37 de grade și ieri și astăzi au fost aceste temperaturi în zona de nord unde ne aflăm noi. Lucru nemai întâlnit, să spunem, pentru perioada aceasta, adică în datele de 8-9 octombrie să fie 37 de grade. Însă asta este ceea ce ne apasă la ora actuală. Ne rugăm ca noi să nu fim evacuați, deși unul dintre cartierele din orașul nostru a fost evacuat. În orice caz, suntem în alertă și așteptăm din minut în minut dacă ni se va spune să fim evacuați și noi din cartierul unde locuim. Dar până acum îi mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm pentru cei afectați, sunt deja case care au fost arse, păduri în zona noastră, din zona muntelui Tabor până la noi în oraș sunt undeva la 7 km pe deal, nu pe șosea și acești kilometri deja au fost arși de foc. Îmi pare rău să aud asemenea vești. Dați seama că temperaturile acestea ridicate, neobișnuit ridicate, pot duce la asemenea incendii. Mă gândeam dacă nu cumva, sau e prea departe poate de fâșia Gaza, de acolo de unde de obicei vin acele smeie, ca să le zicem așa, baloanele acelea cu aer care poartă de obicei sticle incendiare, explozibile sau alte lucruri dintre acestea care generează incendii. Așa că sper să nu fie un incendiu generat de cineva, de o mână, să spunem așa, tăruță, ci doar poate un incendiu de vegetație, așa cum se mai întâmplă câteodată în vremurile căldura. Dar, de fapt, fiind în Israel, fiind înconjurat atâția oameni care îi doresc rău, orice este posibil. Așa că nu avem decât să ne rugăm noi de aici, să stăm aproape de voi și să vă urăm ca Dumnezeu să vă dea putere să treceți despre încercarea aceasta. Mulțumim frumos! Ne rugăm și noi, deocamdată e prematur să spunem de la ce a pornit, încă suntem în alertă și ne rugăm. Suntem cu ochii pe tot ce se întâmplă în Israel. Daniel, hai să ne întoarcem la sărbătorile Domnului și am discutat despre seria aceasta frumoasă. Nu știu dacă își mai aduc prietenii noștri, dar aș vrea să le enumerăm așa pe fiecare cele patru episoade pe care deja le-am făcut și vorbim despre Rosh Hashanah, anul nou, vorbim de Yom Kippur, vorbim de sărbătoarea cortului, da? Sărbătoarea Sukkot și apoi sărbătoarea aceasta, sărbătoarea Torei, cum îi spunem noi. Am ratat vreuna? Nu, așa este bine. Sunt patru sărbători de toamnă, deși
Unii acum s-ar putea să ne contrazică pentru că referitor la sărbătoarea în care intrăm în seara aceasta și sărbătoarea Sukkot sunt deja mai multe idei. Unii spun că este una și aceeași sărbătoare. Se pare că sunt două sărbători diferite, deci patru sărbători de toamnă. Vor mai veni și altele despre care o să vorbim. Peste aproximativ 2 luni o să fie sărbătoarea Înnoirii Templului sau sărbătoarea Hanukkah, care, deși nu este menționată în Levitic 23, este una la care a participat Mântuitorul și probabil că va fi bine să vorbim despre ea, dar asta la începutul lunii decembrie. Deci patru sărbători, am vorbit despre trei. Astăzi o să vorbim despre a patra sărbătoare de toamnă și ultima. Păi zic, haide să procedem la drum împreună, așa cum se obișnuia în Israel, doi câte doi, să zicem așa, pe drumul acesta în primul rând, a Vechiul Testament și apoi să vedem realitatea, ziua de astăzi și ce spune viitorul, ce spune Biblia despre ce se va întâmpla. Bun, ca să le spunem celor care ne urmăresc acum despre ce este vorba, trebuie să deschidem din nou Scriptura așa cum facem de fiecare dată. Am pregătit foarte multe versete pentru astăzi, pe care unele o să le citez, altele o să le citesc, dar dacă aveți undeva un pic la îndemână, puteți să le notați și după ce se termină emisiunea, le puteți citi în întreg contextul al acestor versete. E vorba despre Levitic 23. Din acest pasaj am vorbit la toate sărbătorile de toamnă de până acum. Și acum, în mod deosebit, avem versetul 36 și versetul 39, care revin, sunt legate oarecum de sărbătoarea corturilor. Timp de 7 zile, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A 8-a zi, să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc, aceasta să fie o adunare de sărbătoare, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Versetul 39 spune, tot din Levitic 23, în a 15-a zi a lunii acesteia 7, adică prima zi a sărbătorii Sucot, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de 7 zile. Cea dintâi zi să fie o zi de odihnă și a 8-a zi să fie tot o zi de odihnă. Deci iată-ne în Levitic, capitolul 23, unde se vorbește despre a 8-a zi. Și de aici spuneam că sunt mai multe înțelegeri. Unii spun că sărbătoarea corturilor ține 8 zile, de aceea este menționată în pasajul acesta, este menționată a 8-a zi, a care a 8-a zi, și este vorba despre a 8-a zi a sărbătorii corturilor. Însă, dacă vă uitați în context, se spune acolo că 7 zile trebuie să locuiți în corturi, sărbătoarea trebuie să țină 7 zile, iar a 8-a zi este de asemenea ceva deosebit. De aici au ajuns oamenii să spună și se crede că aceasta este o sărbătoare deosebită, nu face parte din sărbătoarea corturilor și este a 8-a zi. De aici vine și denumirea acestei sărbători, o denumire biblică, care este Shmini Atzeret. Și poate că cei care ne ascultă acum se întreabă ce înseamnă și acum vă spun, Shmini este numeralul de la 8 șmone, Shmini este a 8-a și Atzeret este a 8-a oprire. Așa se traduce corect acest termen sau această zi. Este a 8-a zi, este a 8-a oprire, cu alte cuvinte este ultima zi a sărbătorilor de toamnă. Deci acesta este numele biblic al acestei sărbători, Shmini Atzeret, care înseamnă a 8-a oprire. Deci trebuie să fie oprire, ai spune să fie o zi de odihnă, spune să nu faci nicio lucrare de slugă în ziua aceasta și de asemenea să aduci jerfe. Iar dacă vă veți uita în cartea Deuteronom, pasaj pe care acum nu o să-l citesc, este foarte lung, acolo spune care sunt jertfele pe care evreii trebuiau să le aducă cu ocazia acestei sărbători. Deci, cu alte cuvinte, este o altă sărbătoare. Acum, venim la Tora. De ce se crede că este sărbătoarea Torei sau de ce această sărbătoare se mai numește și Bucuria Torei? Este o denumire rabinică pe care rabinii au dat-o și acest lucru se întâmplă deseori când Biblia ne lasă un loc de interpretare. Rabinii încep să discute și să vadă
cum se poate interpreta aceasta opta zi, cum se poate interpreta sărbătoarea din aceasta opta zi și mai ales pentru că se vorbește despre oprire, a opta oprire, oamenii se întreabă ce înseamnă aceasta opta oprire. Trebuie să ne gândim la contextul sărbătorii, pentru că e vorba de Sukkot, adică sărbătoarea cortului. Îmi pare rău că nu mai sunt în cortul de pe balcon, așa cum am filmat săptămâna trecută. Aș fi vrut să fiu acolo, însă este foarte cald și mirosul de fum este pătrunzător, iar avioanele care încearcă să stingă incendiul la numai câțiva kilometri de noi se învârt deasupra acoperișului și este zgomot. Dar sărbătoarea aceasta a corturilor, se spune în Biblie că evrei trebuiau să-și facă un cort în care să locuiască timp de 7 zile și în timpul acesta să-și aducă aminte de Dumnezeu care le-a fost protector, care le-a fost ocrotitor în pustie, pentru că în pustie ce au făcut? Au locuit în corturi. Iar a 8-a zi, cu alte cuvinte, aceștia trebuie să iasă din cort. Numai 7 zile era poruncit să stai în cort, iar a 8-a zi este o ieșire. Și acum rabinii, pentru că despre asta vorbeam, s-au gândit ce ar putea fi această a 8-a zi, o zi de oprire. Și în acest caz, evrei tradiționaliști, evrei religioși, mai bine zis, s-au gândit că este vorba despre o aducere aminte a Torei, pentru că cele 7 zile de stat în cort îți prevesteau ceva. După 7 zile de mers prin pustie, oamenii trebuiau să-și ia cortul, să se îndrepte spre ceva nu temporar, cum a fost cortul, ci spre ceva stabil. Și asta demonstra că Dumnezeu le purta de grijă, așa cum le-a spus. A 8-a zi trebuia să fie o zi de sărbătoare, o zi în care să iasă din corturile lor, să se întâlnească cu ceilalți. Și tradiția rabinică spune că aceasta este ziua când îți amintești de primirea Torei. Nu este ziua care comemorează, să spunem, primirea Torei, aceasta se întâmplă de Shavuot, adică de sărbătoarea cinzecimii. Dacă Dumnezeu ne ajută, vom încerca să facem o altă emisiune undeva în luna aprilie-mai, atunci când este sărbătoarea cinzecimii și atunci când, potrivit tradiției evreiești, se crede că Dumnezeu a trimis Tora pe muntele Sinai. Dar până atunci, bineînțeles că mai este ceva timp. Acum, de altfel, nu se sărbătorește nimic altceva decât bucuria că am primit Tora și se sărbătorește faptul că Dumnezeu a trimis legea sa divină. Este atunci când oamenii cred că primirea Torei este ceva deosebit, de aceea după 7 zile când stai în cort, trebuie să fie ceva grandios care să urmeze și aceasta este primirea Torei. Dacă țineți minte, referitor la această 8-a zi, spuneam săptămâna trecută, în emisiunea de săptămâna trecută, spuneam că Mântuitorul a fost în Ierusalim la sărbătoarea aceasta corturilor, dacă țineți minte, și acum citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37 și 38. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat tot în picioare, a strigat, dacă încetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acum trebuie să ne gândim că Yeshua, Iisus, a participat la această sărbătoare a corturilor, cum este menționat în Evanghelii Noul Legământ sau Noul Testament. Și acolo el a vorbit despre ploaia binefăcătoare, el a vorbit despre, unii cred că a vorbit despre Tora și despre Dumnezeu care i-a făcut pe evrei să înseteze după primirea legii și primirea unui statut pe care îl aveau o grămadă de ani, iar atunci când l-au primit nu puteau nimic să facă altceva decât să se bucure. Iar Yeshua ce face? Yeshua le spune, oameni buni, ați fost însetați după Tora, sunteți de asemenea însetați după Tora, sunteți însetați după ploaie, acum trebuie să primiți o apă care este mai presus de ploaie, mai presus de legea pe care Dumnezeu a dat-o, acum trebuie să primiți cu adevărat legea în inimile dumneavoastră. Și o să continuăm să vorbim despre acest lucru. Legea, trebuie să știți, e foarte importantă pentru evrei. Ce fac evrei cu ocazia aceasta a sărbătorii Simchat Torah, așa se numește? Simchat Torah înseamnă bucuria Torei. Repet, acesta nu este un nume biblic, nu este menționat în Scriptură, în Levitic 23, ci este un nume dat de către rabini. Și vreau să fac o paranteză. Așa cum anul nou, Rosh Hashanah, nu este nume menționat în Scriptură,
cu privire la această sărbătoare care a fost loc, ci acolo se vorbește despre Yom HaTeruah sau Yom HaTruah, ziua sunării din șofar sau din trâmbiță, așa și acum. Denumirea biblică este Shmini Atzeret, a opta zi sau a opta oprire, iar rabinii au dat acestei sărbători o altă denumire și o altă aplicație, și anume Bucuria Torei. Ce fac ei cu ocazia acestei sărbători? Stau în sinagogă în noaptea aceasta, de exemplu de astăzi, începând cu ora 7-8 seara ar trebui să fie sinagogă. Vreau să repet, suntem în carantină, în sinagogile din Israel nu se poate intra, este interzisă adunarea în orice sinagogă, se pot aduna oamenii numai în afara sinagogii, în celule de maxim 20 de persoane, în funcție de cât de mare este spațiul. Dar de regulă asta făceau evrei și așa s-a întâmplat și anul trecut. Intră în sinagogă, stau toată noaptea în meditație și în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce citesc? Citesc în mod deosebit cartea Eclesiastul, care e foarte importantă pentru ca omul să înțeleagă cine este în valoarea lui și în relația lui cu cel de sus, cu Creatorul. Apoi citesc câțiva psalmi de laudă și acești psalmi sunt de la 113 până la 118, deci sunt 6 psalmi care se citesc în această perioadă sau în această noapte. De asemenea, se citește un pasaj din Deuteronom, ultimele capitole din Deuteronom și primele capitole din Geneza. Și acum vreau să explic de ce se citesc ultimele pasaje pe care le-am amintit. Pentru că în tradiția evrească și în mod deosebit în sinagogile evrești, există calendare de citire a Scripturii. Și în aceste calendare de citire a Scripturii, după Simhat Torah, primul șabat, de exemplu, sau șabatul acesta care începe, se citește primul pasaj din Geneza, capitolul 1, iar anul viitor, în același șabat, se citește Deuteronom, ultimul capitol. De ce? Pentru că evreii au împărțit Tora în anumite porțiuni. Aceste porțiuni biblice, ele se numesc Parashat Shavua, adică porțiune săptămânală, care se citește în sinagogă în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, astăzi începe citirea Torei și în anul viitor, cu ocazia acestei sărbători de Simhat Torah, se încheie citirea Torei, dar această citire a Torei nu înseamnă numai 5 cărți din Biblie, adică Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom, care înseamnă Pentateuch sau Torah, ci există și cărțile profetice. Și pe lângă, în Parashat Shavuot există Torah și există și Haftarah, adică pasajul din profet, și vreau să fac aici o paranteză poate lungă, să spunem așa, Te rog, te pentru rog. că întotdeauna evrei au avut acest plan de citire a Bibliei. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem un plan de citire a Scripturii. Și chiar când Yeshua, noi ca evrei mesianici, credem că Yeshua este Mesia, Iisus este Mesia, și chiar și el este menționat în Scriptură că a mers în sinagogă și ce a citit? Pericopa săptămânii. Dacă ați fost atenți vreodată, și dacă nu, poate că cu o altă ocazie putem să vorbim despre lucrul acesta a Iisua și sinagoga, să spunem așa, în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, avem aici pasajul care vorbește despre Iisua intrând în Nazaret și începându-și lucrarea pe pământul acesta. Acum voi citi numai versetele 16 și o parte din versetul 17. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, aici, la o rugătură de boți de noi, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Nu știu câți dintre predicatorii pe care ați auzit dumneavoastră a citit interpretările rabinice sau evrești cu privire la acest lucru, însă trebuie să știți că atunci când se spune i s-a dat să citească cartea aceasta, înseamnă că aceea era pericopa sau acela era pasajul săptămânii respective. Și mă refer la Isaia, capitolul 59 cu 61. Dacă ne ducem în urmă cu mii de ani, vom vedea că în șabatul acela în care Iesu a intrat în Nazaret în sinagogă, aceea era porțiunea săptămânală de citit,
în sinagogă, Isaia 59 până la 61. Deci acest plan de citire a Torei, nu numai că astăzi se obișnuiește să citească Tora în acest fel, dar și în trecut, în vremea lui Yeshua și înainte de Yeshua, era acest plan. În orice sinagogă unde mergeți astăzi, sunt șapte cititori, șase citesc din Tora, primele cinci cărți ale lui Moise, iar al șaptelea citește din profeți. Iar al șaptelea este singurul care poate să predice. Adică după ce citește, lui se dă, să spunem, dacă luăm acest exemplu din Evanghelia după Luca, capitolul 4, pericopa săptămânală de atunci era Isaia 59 până la 61, deci undeva la trei capitole. Iar acest om care are dreptul să citească din acest pasaj, își poate alege versetele care le poate citi, dar numai din acest pasaj. Se pare că de aceea Yeshua a luat și a citit Isaia 61, primul verset, unde vorbește despre ceea ce avea să se întâmple și rog pe cei care ne urmăriți acum după emisiune să luați să citiți acest pasaj din Isaia 61 și tot el, vă spuneam, al șaptelea are dreptul să predice în orice sinagogă. Vă duceți astăzi, aceasta este ordinea pe care rabinii au făcut-o, șase citesc din Tora, al șaptelea citește din Haftara, adică din profeți, și el este singurul care poate să predice. Iar Yeshua s-a folosit de această ocazie și a început să predice și aici spune: astăzi s-au împlinit în auzul urechilor voastre aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, l-a spus: eu sunt Mesia. În comunitățile evreilor mesianici de astăzi, aceia care sunt foarte tradiționaliști, care poartă șal de rugăciune și chipa, apropo, am și eu chipa aici, nu știu dacă Se o vede. vedeți, de regulă de sărbători se folosește. Dar în tradiția evreilor mesianici care cred în Yeshua și ei la serviciile divine au același procedeu sau același plan de citire a Scripturii, numai că ei au adăugat și Noul Testament. Ei au 10 cititori în fiecare săptămână, 6 din Tora, unul din profeți și 3 din Noul Testament, iar unul dintre ei explică Scriptura, de regulă rabinul comunității de acolo este cel care trebuie să citească Scriptura. Acum, ce mai fac evrei după ce se așează și citesc Scriptura, sau mai bine zis, să spunem așa, înainte de a se așeza și a citi Scriptura, trebuie să se bucure de Scriptură, că de fapt asta este denumirea acestei sărbători, Simchat Torah, bucuria Torii. Cum se bucură un evreu pentru o ocazie? Trebuie să știți că evrei de regulă dansează foarte mult. Și poate că unii dintre cei care ne urmăriți acum s-ar putea să ne transmiteți mai târziu că dansul e un păcat sau ceva de genul acesta, dar vorbim acum despre tradiții evreiești. Și evreii iau Tora, iau sulurile Torei, poate că m-ați văzut în poza pe care domnul Cătălin a pus-o la început, acolo eram cu șal de rugăciune și aveam un sul de scriptură. Ei scot aceste suluri din Arona Kodesh, așa se numește traducerea motamo, acestui termen este dulapul sfânt, care reprezintă sau ne aduce aminte de chivotul legământului. În fiecare sinagogă, în fața sinagogii, este acest dulap sfânt unde sunt sulurile Torei, este o perdea sau ușă. Odată pe an se scot toate sulurile de acolo, nu înainte de a se spune o rugăciune prin care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ți-a dat Tora, și oamenii încep să danseze în jurul sinagogii cu sulurile Torei în mână. Fiecare dintre cei participanți dorește să pună mâna pe sulul respectiv, apoi își sărută mâna și pune înapoi mâna pe sulul respectiv, iar acest gest înseamnă că îi acorzi atenția cuvenită cuvântului lui Dumnezeu sau Torei. Dar evreii de astăzi trebuie să știți că fac și alte lucruri și poate că unii dintre cei care ați fost cu noi în pelerinaj în Țara Sfântă, dacă am fost în perioada Sucotului, la Zidul Plângerii sau pe străzi, poate ați văzut astfel de ceremonii. Oamenii ies și pe stradă
cu sulurile Torei în mână, astfel dând ocazia și celor care sunt pe stradă să se bucure de Tora. Și uneori acest ritual e parcurs pentru 3, 4, 5 ore, în care pur și simplu oamenii se bucură de Tora, se bucură că această carte a legii a fost dată. De ce merg cu ea pe stradă? Pentru că ei se consideră, acești oameni, picioarele Torei. Și trebuie să știți că la evrei fiecare lucru e palpabil, fiecare lucru are semnătatea lui și când spun că ei se consideră picioarele Torei, ei se referă la unul dintre versetele biblice din cartea profetului Isaia. Isaia, capitolul 52, versetul 7, care spune: ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărățește. Sunt niște lucruri extraordinare să te consideri cel care ești picioarele Torei. Și acum noi putem să luăm o învățătură de aici pe mai departe. Trebuie să fim picioarele cuvântului lui Dumnezeu, să ducem acest cuvânt al lui Dumnezeu peste tot. Iar atunci când merg și când se bucură și când cu Tora în mână, au niște rugăciuni pe care le rostesc. Una dintre rugăciuni este Oșiana. Oșiana, poate ați auzit termenul acesta pe care creștinii îl folosesc cu ocazia sărbătorii florilor, așa cred că se numește în România, sau sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim, Oșiana, care înseamnă mântuiește-ne. Este una dintre expresiile pe care evreii le folosesc atunci când ies cu Tora pe stradă. Iar o altă expresie este Aneinu Beyom Koreinu, adică: Doamne, răspunde-ne în ziua când te chemăm. Asta este o altă rugăciune care mi se pare extraordinar de faină, extraordinar de importantă, menționată de altfel în cartea psalmilor de nenumărate ori: Doamne, ascultă-mi glasul când te chem, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, și așa mai departe. Și ce mai fac evrei de astăzi? Citesc sau rostesc binecuvântarea aronică. Așa că la sfârșitul emisiunii, Cătălin, să-mi spui când este sfârșitul emisiunii. Cu 2-3 minute înainte aș vrea să fac rugăciunea aceasta în limba ebraică și apoi să o citesc și în limba română, pentru că se folosește foarte, foarte des cu ocazia acestei sărbători. Dar până să ajungem la, să spunem, legea mai valabilă sau nu, pentru că de fapt ăsta este subiectul emisiunii de astăzi, vreau să mă refer și la împlinirea acestei sărbători. Dacă credem că Dumnezeu este cel care ne-a dat Tora, apropo, trebuie să știți că de sărbătoarea corturilor, foarte mulți evrei mesianici consideră că Mântuitorul s-a născut, deci că e și ziua de naștere a Mântuitorului și nu 25 decembrie. Deci e una dintre, să zicem așa, ideile tradiționaliste ale unora dintre evrei mesianici, dar revin la sărbătoarea corturilor și la 8-a zi acestei sărbători. Dacă 7 zile ești în cort, a 8-a zi ieși din cort, trebuie să ieși la ceva grandios, la ceva foarte important. Și evrei, cu ocazia aceasta, cred că Dumnezeu va reconstrui templul de la Ierusalim și, cu alte cuvinte, a 8-a zi reprezintă și construcția templului din Ierusalim. Însă, noi care credem în Yeshua, evrei mesianici, cât și o parte din creștini, cred în împărăția de 1000 de ani, când Mesia va veni și în Țara Sfântă va locui, și avem ca exemplu și ca pasaj biblic Zaharia, din care am citit săptămâna trecută și cu alte ocazii. Însă avem un alt pasaj în Mica, în capitolul 4, în care unii dintre evrei mesianici cred de asemenea că e vorba despre împărăția de 1000 de ani și cred că atunci va avea împlinirea această sărbătoare, Bucuria Torei. Ascultați, vă rog, că sunt câteva versete, dar foarte importante, pe care aș vrea să le citesc. Mica, capitolul 4, începând cu versetul 1. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți,
Haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și apoi ajungem la ultimele versete. Pe când toate popoarele umblă fiecare numele Dumnezeului său, noi vom umbla numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei zgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem, și am citit versetele 5 și 6. Credem că aceasta va fi împlinirea cuvântului Dumnezeu. Ne bucurăm de Tora, ne vom bucura din plin, căci din Sion va ieși cuvântul lui Dumnezeu, legea, și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aici să zicem care împlinirea și o să ajungem acum la legea lui Dumnezeu, dacă mai e valabilă sau nu. Foarte important. Nu te las până nu răspund la întrebarea aceasta. Oricum, mai avem timp din misiune, mai este timp. Te rog, este, și... da, cu siguranță. Nu. Mergem și foarte mulți au trimis câteva întrebări, mi-au trimis și mie pe Facebook la linkul pe care l-am pus cu emisiunea pe care am făcut-o săptămâna trecută. Unele întrebări sunt întrebări la care nu am răspuns nici eu. Alții au spus că acel sul pe care l-am eu în mână, în poză, nu este kosher și această remarcă a venit din partea unui evreu mozaic din România și vreau să-i transmit pe această cale, dacă ne urmărește, că este un sul de Torah kosher, adică a fost scris de scribe, așa cum este scris orice sul, dar mai important decât a fi kosher este cuvântul lui Dumnezeu, care astăzi îl poți citi și pe un manifest care este pus la orice afiș public și este tot cuvântul lui Dumnezeu și are aceeași valabilitate care o are și pe acel sul de Torah. Dar legea lui Dumnezeu e foarte importantă. Și de ce e importantă pentru evrei? Poate ați auzit termenul acesta că singurul lucru care i-a ținut pe evrei în diaspora sau în robie a fost legea lui Dumnezeu. Să știți că acest lucru este mare adevăr. Și acum, ca să exprim puțin ceea ce vreau să spun, am aici în față, sper să se vadă bine, o rodie tăiată pe jumătate. Da, cred că se vede bine. Da, se vede rodia bine. Aceasta tăiată pe jumătate ne arată că e plină de semințe și în tradiția evrească trebuie să știți că evreii au spus că orice rodie perfectă ar trebui să aibă 613 semințe. Am explicat parte din lucrul acesta și la filmulețul pe care noi îl facem și îl avem pe canalul nostru de YouTube de anul nou și acolo puteți vedea această explicație sau parte din această explicație. Și trebuie să ne gândim această rodie. Evrei spun că reprezintă legea, pentru că dacă trebuie să aibă 613 semințe, atâtea legi și porunci sunt date în Scriptură. Eu trebuie să vă spun că de câteva ori am numărat semințele dintr-o rodie și niciodată n-am ajuns la 613, fie au fost prea multe, fie au fost prea puține. Iar dacă aș întreba pe un rabin ce înseamnă lucrul acesta, de ce nu are 613 semințe rodia pe care eu am folosit-o și am numărat semințele, răspunsul lui va fi pentru că nu este rodia perfectă și nu este rodia desăvârșită. Iar răspunsul ar continua și ar spune atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, când Dumnezeu a creat fructele și a creat rodia, a creat-o perfectă și probabil că avea 613 semințe. Însă pe măsură ce totul s-a degenerat, odată ce omul a căzut în păcat, pământul a căzut sub blestem, nici roadele pe care le face pământul nu mai sunt perfecte și nu mai sunt desăvârșite așa cum Dumnezeu a hotărât. De aceea una dintre rodii poate să aibă 600 de semințe, alta 500, alta 700, pentru că nu mai sunt rodii perfecte și numai legea lui Dumnezeu este singura care este perfectă și care este desăvârșită. Și revenind la lucrul acesta, spuneau romanii, și acum vă dau un citat din ceea ce spuneau romanii după ce a căzut templul de la Ierusalim după anul 70, un evreu fără lege nu mai e evreu. Și aici au ajuns și
rabinii de astăzi să spună că evrei mesianici, adică eu ca și alți evrei care au început să creadă în Hristos, în Yeshua, în Isus, nu mai este evreu. De ce? Că nu mai este sub lege. Revin un evreu fără lege, nu mai evreu. Pe această lozincă, una dintre teoriile de astăzi, că noi cei care credem în Isus, deși suntem evrei și avem sânge de evreu, nu mai suntem evrei pentru că nu mai suntem sub legea de odinioară. Iar tot din același citat spune: legea e aerul pe care îl respiră. Citesc o carte, n-am să vă dau acum numele acestei cărți, dar în ea sunt citate din perioada romană și din perioada greacă, din contextul Mântuitorului. Și uitați ce spune aici cultura greacă despre legea lui Dumnezeu, despre evrei, mă scuzați. Au mai multe legi decât Roma și tot timpul adaugă la ele. Au Tora scrisă de Moise. Pe urmă, au legile lor civile și morale. Au reguli în ceea ce privește mâncarea. Mai au apoi tradițiile. Pe cuvântul meu că evrei ăștia au legi despre orice, chiar și despre cum și unde poate un om să-și facă nevoile. Mă scuzați de expresia aceasta ultima, dar asta este citatul din această carte referitor la legile evreiești pe care le au. Și acesta este motivul pentru care evrei întotdeauna au respectat legea și dacă astăzi, după 2000 de ani de robie, încă sunt un popor cu limbă proprie, aceeași limbă care a fost acum 2000 de ani, se datorează legii lui Dumnezeu. Ei n-au uitat legea lui Dumnezeu în Roma, n-au uitat legea lui Dumnezeu în România de astăzi, în Polonia și în altă parte, au urmat legea lui Dumnezeu. Și acum, de unde este întrebarea aceasta pe care o avem și în emisiunea de astăzi, dacă legea mai este de actualitate? Pentru că foarte mulți creștini de astăzi au venit cu ideea și cu expresia gata cu legea pentru că a venit Hristos, a venit Yeshua, care este împlinirea legii, nu mai este nevoie de lege pentru că legea a fost sub blestem și pe mine oarecum mă deranjează să spun așa expresiile acestea, deși pe de o parte este oarece adevăr în ceea ce spun creștinii, însă trebuie să spunem că dacă legea lui Dumnezeu n-ar mai fi de actualitate la ora actuală, n-am mai avea lege în lumea în care trăim. Dacă ne uităm la sistemul judiciar de astăzi, de unde este legea și Constituția oricărei țări, e bazată pe anumite legi din Scriptură, pe unele din cele 613 porunci din Scriptură. Și atunci, de unde este remarca aceasta? Și vreau să spun că trebuie să spunem că foarte mulți oameni de astăzi, în mod deosebit mulți creștini, au spus: legea este în Vechiul Testament. Și noi nu mai trăim sub Vechiul Testament la ora actuală. Acum avem Noul Testament. Unii dintre aceștia, dacă ar putea, ar scoate Vechiul Testament din Biblie. Și atunci ar avea numai Noul Testament pentru că se bazează pe Noul Testament, trăiesc după Noul Testament și așa mai departe. Alții au concepția că legea lui Dumnezeu e numai pentru evrei. Și dacă se aplică numai la evrei, atunci oricine este creștin la ora actuală nu mai trebuie să fie sub legea aceasta. Alții spun, și aici e vorba de o teologie a vremii de astăzi, că biserica de astăzi a luat locul poporului Israel, iar orice cuvânt din Scriptură care este cu privire la poporul Israel se adresează de fapt bisericii de astăzi. Și aceasta este teologia înlocuirii, cum că Israel nu mai are niciun rol în planul lui Dumnezeu, iar lucrul acesta nu este biblic E greșit. și vreau să... Absolut greșit. Asta e părerea mea. Deci putem argumenta biblic lucrul acesta, că biserica de astăzi nu a luat locul poporului Israel, Dumnezeu mai are încă un plan cu poporul Israel și Dumnezeu are un plan cu biserica. Iar ca cei răscumpărați, dintre care facem parte noi ca și evrei mesianici, cât și creștini de astăzi, noi într-adevăr facem parte din planul lui Dumnezeu cu privire la cei răscumpărați. Dar aceasta nu neagă planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la poporul Israel. Și aș vrea acum să fiu foarte clar, legea nu mântuiește.
Deci legea nu mântuiește și este clar, pasajele din Scriptură care vorbesc despre lege în Cartea Evrei, capitolul 10, spune că aceasta are umbra lucrurilor viitoare și că nu are putere decât să acopere pentru o perioadă acest lucru. Însă evrei mesianici au un principiu. Eu personal cred, cât și evrei mesianici, că legea încă este de actualitate. Este de foarte mare actualitate, numai că percepția noastră despre lege uneori este diferită. Deci revin, legea nu mântuiește, însă evrei mesianici merg pe principiul următor. Ceea ce a dat Dumnezeu rămâne veșnic. Ceea ce a spus Dumnezeu rămâne veșnic, legea lui Dumnezeu rămâne veșnic. Doar dacă Iesua a schimbat ceva, atunci, bineînțeles că este schimbat, pentru că Iesua avea putere să schimbe. Și acum, dacă ne gândim la ce a schimbat Iesua, că poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați dacă Iesua a schimbat ceva, și dacă ne uităm în Scriptură, găsim în Noul Testament, în Matei, capitolul 5, că Mântuitorul Iesua schimbă legea talionului. Ce însemna această lege a talionului? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dacă tu ai făcut ca boul vecinului tău să moară, trebuie să-i înlocuiești boul sau vaca respectivă și așa mai departe. Și Mântuitorul vine și spune în Evanghelia după Matei 5, de la 38, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Continuă cuvântul lui Dumnezeu aici și spune, versetul 43, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău, o altă lege pe care Iisus o schimbă, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmași, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și acum, atunci, care lege mai rămâne valabilă? Și țineți minte că aici au încercat și farisei să-l ispitească pe Mântuitorul. Și acum revin la, acum vreau să citesc din Matei 22, învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Iisus, Iesua răspunde, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta e cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Și acum întrebarea mea din nou este, mai e legea actuală și valabilă? Mântuitorul spune că da, dar el ne dă două porunci, nu 10, nu 613. Și acum, referitor la aceste două porunci, putem să spunem că atunci când iubești pe cineva, nu îi îndeșeri numele lui, nu îl batjocorești, nu îl vorbești de rău, nu faci glume proaste pe seama lui, nu-i așa? De ce? Pentru că iubești persoana respectivă. Dacă iubești persoana respectivă, nu furi. De ce? Pentru că iubești persoana respectivă. Cu alte cuvinte, îl iubești pe Dumnezeu care ți-a dat ce ai, îl iubești pe Dumnezeu care îi dă lui ce are și îl iubești pe aproapele tău nefurând de ce are el. Cu alte cuvinte, deci eu cred că privim greșit lucrurile când spunem că legea nu mai e valabilă. Legea e valabilă, dar nu ca să ne mântuiască, ci pentru că suntem mântuiți. Noi respectăm ceea ce Dumnezeu a zis. De ce? Pentru că îl iubim pe Dumnezeu și vrem să îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Și atunci când îl iubești pe Dumnezeu, ce faci? Împlinești poruncile, împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că scrie în Scriptură că dacă mă iubiți, ce faceți? Veți împlini poruncile mele, veți asculta de cuvântul meu. Eu voi rămâne în voi și voi veți rămâne în mine. Deci dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă îl iubim pe Iesua, asta înseamnă că trebuie să respectăm ceea ce Dumnezeu a spus. Dar nu de frică, nu că suntem mântuiți prin cele 10 porunci sau prin cele 613 porunci, ci respectăm pe cel pe care îl iubim și din dragoste pentru el, pentru că suntem mântuiți, facem lucrul respectiv. Și eu cred că asta este ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi, să-l iubim pe Domnul Dumnezeu nostru cu toată inima și pe aproapele nostru și altfel n-ar mai fi atâtea discuții atunci când începem și tratăm un subiect anume și începem să ne certăm în public pe mesaje pe care le scriem și dacă s-ar uita cineva care nu crede în Iisus și ar vedea toate mesajele acelea, cred că și-ar pune mâna în păr și ar zice, oamenii ăștia chiar îl iubesc pe Dumnezeu, oamenii ăștia chiar cred în Dumnezeu când se iau la ceartă aici înscris pe mesajele respective, asta e o dovadă că nu ne iubim aproapele. Și asta e o dovadă că nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum trebuie.
Așa este, Daniel, mi-a plăcut foarte mult cum ai prezentat. Răspunsul la întrebare l-am aflat și cred că asta e foarte important. Despre însemnătarea Torei, a legii lui Dumnezeu și a prorocilor, bineînțeles, cred că nu se punea problema ca cineva să creadă că nu este valabilă și astăzi. E o importanță majoră. Practic, ceea ce vedem noi astăzi este exact împlinirea profețiilor și a ceea ce Dumnezeu a promis. Planul de mântuire lui Dumnezeu a început încă de la început. Ceea ce vedem noi acum este acest plan care se execută și, bineînțeles, Dumnezeu are plan pentru Israel, Dumnezeu are un plan pentru neamuri și tocmai ăsta a și fost, ca Dumnezeu s-a folosit de un om, s-a folosit, vorbesc de Avram, de un popor, de fapt o familie, un popor și apoi până ajung la marginile pământului, adică la noi astăzi. Așa că e foarte bine. Ce aș vrea să te mai întreb? Ai folosit un termen, pentru că eu știu, dar vreau să audă și prietenii noștri care ne urmăresc. Vorbeai despre sulurile care spuneau că sunt coșer. Mulți nu știu ce înseamnă coșer și mai ales când ne vorbim despre cărțile sfinte, ce ar însemna coșer și scris sau tipărit, pentru că sunt cărți tipărite, sunt suluri scrise de mână, da? Și mai ales până despre tradiția aceasta de a nu atinge cu mâna, sau care e de fapt Tora, știți că și anume doar cu penița, este o explicație foarte frumoasă pe care ar trebui să o știe toată lumea de ce îi se spune coșer și, de fapt, care era respectul, apropo, care era atitudinea de respect a evreului credincios față de cărțile sfinte? Cărțile sfinte nu ajungeau pe mâinile oricui. Noi astăzi avem Biblia acasă și avem Biblia în atâtea traduceri și în atâtea exemplare că dacă ne uităm uneori în biblioteca noastră ne iau frigurile. Dar în trecut trebuie să știți că nu avea oricine acces la Biblie. Nu putea oricine să aibă Biblia acasă sau nu Biblia, pentru că dar astăzi vorbim de Biblie ca și un întreg, ca și o carte. Dar în trecut erau suluri, pentru fiecare carte a Scripturii era câte un sul. Acel sul era pe două rulouri de lemn, pe două mânere de lemn, iar acest sul era scris de un scrib. Asta era meseria multora dintre oameni învățați și făceau parte din rabinii vremii respective, acest scrib, oameni care știau să citească, oameni care știau să scrie și nu făceau nimic altceva toată ziua decât luau penița cu cerneală și scriau pe suluri. Sulurile acestea erau din pergament, care este un fel de papirus, sau din papirus, care e un fel de trestie, sau din piele de gazelă. Acestea erau singurele două materiale care erau sfinte și puteau să fie folosite pentru suluri. Ele aveau dimensiunea undeva la 60-70 cm câte o astfel de bucată. Scribul începea să scrie și după ce termina această parte, continua cu următoarea. Acestea erau cusute între ele. Dacă scribul făcea o singură greșeală, chiar la ultima literă a unuia dintre aceste porțiuni, acel sul nu mai era coșer sau cașer, adică nu mai era sfânt, nu mai era curat și nu mai putea fi folosit în citirea Scripturii de către alții. Fiecare dintre aceste suluri apoi era împăturit într-o pânză și pus într-un vas de lut, asta era în vechime, iar astăzi revin sunt în dulapul acela sfânt care reprezintă chivotul legământului. Cine avea acces la aceste suluri? Numai rabinii și cei care știau să citească în sinagogă. Și de regulă, când ieșeau să citească în sinagogă, trebuie să știți, nu erau predici lungi, așa cum preotul, rabinul sau pastorul de astăzi face, ci pur și simplu citirea însemna undeva la 5 minute probabil, iar explicația Scripturii depinde în sinagogile tradiționale, 5-10 minute probabil, iar în alte părți unde oamenii erau atât de însetați după cuvânt, probabil că putea să dureze și mai mult. Și avem un exemplu în Scriptură, când Eutih, datorită faptului că se vorbește prea mult, deci el cade de la fereastra unui geam pentru că a țipit acolo,
Deci asta este ceea ce se întâmpla. Avea acces la scriptură 5 minute, 10 minute pe săptămână. În majoritatea sinagogilor, trebuie să știți, din vremea respectivă, numai o singură dată pe săptămână se citea scriptura. În altele, unde erau mulți oameni și unde erau oamenii mai însetați, se citea de 3 ori pe săptămână, dar revin același timp, n-aveai dreptul să ia acasă sunul. Iar kasher sau kosher, astăzi veți vedea pe orice aliment sau pe orice produs evresc, pe unele dintre ele veți vedea acest termen sau această ștampilă kasher sau kosher, care înseamnă după tradiția sau respectând tradiția și sfințenia evrească. Dacă ne uităm la alimente, alimentele trebuie să aibă niște reguli bine stabilite, de exemplu, carnea trebuie să fie scursă de sânge, nu trebuie să fie prin sugrumare animalul respectiv. Deci sunt lucruri menționate în Scriptură, fac parte din aceste 613 porunci. Există un rabin care face școală specială, trebuie să știți, există o școală specială de kashrut, unde oamenii învață ce înseamnă lucrul acesta. Toate uneltele trebuie să fie spălate foarte bine după fiecare folosire, înainte de fiecare folosire, sub rugăciuni deosebite, sub această prezență a acestui rabin care verifică totul, după care pune ștampila pe acel produs. De asemenea, halele industriale care produc produse kasher sau kosher trebuie să întrunească aceste condiții. Bineînțeles că și în tradiția musulmană există ceva asemănător. Deci aceasta este kosher și când vă spuneam că sunul nu era kosher, adică putea să fie tipărit neapărat, sau nu scris de mâna cuiva, să nu fie făcut sub îndrumări rabinice, ci să fie o copie, să spunem așa, sau un fals, deși este făcut de cineva de mână. Cu alte cuvinte, eu care n-am dreptul acesta, mă apuc și scriu Tora, îl opun Tora într-un sul, acea Tora pentru mulți nu e kasher sau nu e kosher, pentru că n-a făcut-o un rabin autorizat sau cineva care este autorizat. Însă pentru mine, dacă eu iau și scriu acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl folosesc pentru mine sau pentru alții, eu cred că este sfânt pentru că conține aceste cuvinte sfinte și nu neapărat că sunt în urma unui tratament sau procedeu anume. Exact, mod de scriere anume. Foarte frumos. Daniel, mulțumim foarte mult. Ne apropiem de încheiere. Dacă ai o concluzie sau întâi rugăciunea și apoi concluziile, cum hotărăști tu? Așa, ca o încheiere sumară a tot ce înseamnă sărbătorile acestea și în special a cuvântului. Îmi pare foarte bine că mă bucur că am încheiat cu cuvântul lui Dumnezeu până la urma urmelor. Am vorbit de sărbătorile care le găsim în cuvânt și până la urmă încheiem cu sărbătoarea cuvântului, cu sărbătoarea a ceea ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu pentru noi oamenii de astăzi. Și e un lucru minunat că și noi astăzi ne putem bucura de cuvintele lui Dumnezeu. Transmise, uitați, și acum și prin internet. Putem citi, ne putem ruga, tu de acolo, de la Nazaret, noi de aici, din București, și asta e o mare binecuvântare, că cuvântul lui Dumnezeu zboară și pe calea aceasta a aerului. Într-adevăr, deci nu știu dacă am spus vreodată sau dacă ne gândeam vreodată că internetul e o binecuvântare. Pentru că iată că asta este o binecuvântare. Noi avem deja 7 luni de când suntem acasă și zilele acestea am înregistrat pentru ora de rugăciune a adunării noastre, a comunității noastre, care va fi mâine dimineață. Nu avem acces, deci nu ne putem aduna deloc. Și atunci a trebuit să înregistrăm. Eu am înregistrat prima parte a serviciului divin. Păstorul comunității noastre a înregistrat predica, sau mai bine zis, de fapt, cred că o să transmită din bucătăria lui mâine predica live. Dar, într-adevăr, internetul este o binecuvântare, pentru că prin el avem acces și noi la știri și avem acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun celor care ne urmăriți că legea lui Dumnezeu este încă actuală. Depinde din ce punct de vedere o privești. Dumnezeu nu s-a schimbat și Yeshua este același ieri, azi și în veci. Cuvântul lui Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Noi nu mai ținem cuvântul legea lui Dumnezeu ca să fim mântuiți, pentru că mântuirea este una singură.
Și dacă sunt și evrei care ne urmăresc acum, aș vrea să spun, mântuirea nu este prin jertfele care au fost aduse la templu sau care vor fi aduse la reconstrucția următorului templu, conform cu ceea ce credem noi și, dacă vreți, în particular, putem să discutăm foarte multe despre jertfa de ispășire. Urmăriți emisiunea care am ținut-o despre jertfa de ispășire. Noi credem că Yeshua, Iisus, este Mesia. Suntem mântuiți prin credința în El, nu prin ținerea poruncilor. Iar, cum am spus astăzi, noi vrem să îl iubim pe Dumnezeul nostru și pe aproapele nostru. Și pentru aceasta noi ținem cuvântul lui Dumnezeu și împlinim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că suntem deja în împărăția cerurilor. Și chiar și binecuvântarea aronică pe care evreii o rostesc cu ocazia aceasta, pe care creștinii de regulă o folosesc și păstorii o folosesc atunci când o spun copiilor la binecuvântare, aceasta rezumă același lucru. Pe Dumnezeu, care de fapt vrea să ne dea lumina Lui, vrea să ne dea cuvântul Lui. Și astăzi, pentru că intrăm în sărbătoarea aceasta Bucuriei Torei, care, repet, este o denumire rabinică și nu este o denumire scripturală, este a opta zi după ce s-a terminat ziua de Sucot și 7 zile trebuia să stăm în corturi, în locuințe provizorii, intrăm în odihna lui Dumnezeu, intrăm sub legea lui Dumnezeu, intrăm sub ocrotirea lui Dumnezeu de plin și în împărăția lui. Numeri. Dvarim în limba ebraică, Numeri, capitolul 6, este binecuvântarea aronică. O să o rostesc în limba ebraică și apoi o să o citesc și în limba română ca o binecuvântare și ca o rugăciune pentru cei care ne urmăriți și de asemenea și pentru Prodocens Media. Cătălin, pentru emisiunea voastră, Realitatea la zi, Dumnezeu să o binecuvinteze, faceți o treabă nemaipomenită pentru mulți oameni și cred că e foarte important ce faceți. Dumnezeu va aduce prosperitate și binecuvântare și vă va înmulți tot ceea ce dați și tot ceea ce faceți. În limba ebraică. Ivarecheha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav eleicha veichunecha. Isa Adonai panav eleicha veyasem lecha shalom. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Multe binecuvântări de aici, din Țara Sfântă, din orașul Nazaret, unde locuim. Bucuria Torei să vă însuflețească pe fiecare dintre dumneavoastră. Daniel, mulțumim mult. Nu pot să spun decât amin la ceea ce tu ai citit în limba ebraică și în limba română. Binecuvântarea aceasta să vă însoțească și pe voi, familia voastră, comunitatea voastră de creștini mesianici, agenția El Nifra, cu care ne dorim să ne revedem cât de curând și noi, probabil și alții, Dumnezeu să vă scoată din situația aceasta și pe voi și pe noi și lumea întreagă, să putem iară să ne vedem față către față și apoi împreună să avem parte de ceea ce ne dorim cu totul, și anume de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze Israelul. Amin. Amin. Încheiem emisiunea din seara aceasta. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați primit în casa dumneavoastră și astăzi. A fost o onoare deosebită să-l avem încă o dată pe pastorul și pe ghidul turistic Daniel Stranger. Ne-a încântat inimile. Ați observat că l-am lăsat să vorbească în mod special pentru a vă putea bucura de mesajul acesta, care ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, și Dumnezeu nu se schimbă și ceea ce Dumnezeu a plănuit se execută, se împlinește sub ochii noștri. Spuneam de fiecare dată când am avut emisiunea împreună că Israelul este ceasul omenirii. Uitați-vă ce se întâmplă acolo și veți înțelege că nimic din ceea ce scrie în Sfânta Scriptură nu este scris la întâmplare. Totul se întâmplă pas cu pas. Așa că
Și noi vă mulțumim, vă urăm în continuare un weekend plăcut, multe binecuvântare și până data viitoare, la revedere!